Steaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafea. Aș vrea astăzi să facem reclamă la un film. Un film deja... Nu, el nu mai are nevoie de reclamă, dar n-am vrea să credeți că retrăi și dumneavoastră ce se întâmpla în filmul Ziua Cârtiței. Știți, aceleași personaje apăreau în fiecare zi, după un timp oarecare. Astăzi este joi, este ziarul Mesagerul pe mesele, în chioșcurile de ziare. Și bineînțeles că este joi și este și domnul Liviu Harbuz alături de mine. Deci bună dimineața! Bună dimineața! Pentru cei care vă privesc, ar trebui să știe că n-am făcut o glumă ieri, știind că voi pleca astăzi, dar întrucât n-am mai plecat, am zis să-mi respect programul săptămânal. Da, eu mă bucur că dumneavoastră aveți un ziar de astăzi. Eu nu am, poate un coleg îmi dă și mie să un ziar. Să vi-l împrumut pe al meu? Nu, nu, lăsați, poate un coleg îmi dă și mie un ziar. Un coleg care acum este atent la ce se întâmplă prin piața centrală. Deci, astăzi, domnule consilier Liviu Harbuz, domnule doctor Liviu Harbuz, până să vorbim despre ziarul Mesagerul. Astăzi este și ziua Pământului. Să spunem la mulți ani casei în care, pe care, prin care trăim. Mă înclin cu plecăciune în fața Măriei sale Pământul, mai ales în fața Pământului românesc, care nu știu în ce măsură mai este românesc. Știți, se spune de obicei că, bine, vin ăștia și construiesc aici, dar doar nu iau și pleacă cu ei acasă. Nu, se mută cu totul. Normal. Trăim în Uniunea Europeană, trăim din plin fenomenul de globalizare. Sunt lucruri pe care nu le putem exclude. Desigur, le putem reglementa în condițiile în care ar trebui să ne protejăm. Cum era bunurile și neamul. Da, eu astăzi vreau să pornim de la o sintagmă celebră în România în ultima perioadă. Se tot vorbește despre statul paralel. Se face furori cu titlul ăsta peste tot. Eu vă propun să pornim de aici, să discutăm despre statul paralel al organizațiilor non-guvernamentale din prea frumoasa noastră țară și din prea frumosul nostru județ, din prea frumoasa noastră localitate. Nu există un stat paralel care să aibă la bază organizații non-guvernamentale. ONG-urile au fost create când au fost ele create și au fost la mare modă undeva în anii 70, mai ales în Statele Unite, pentru că americanii au promovat această formă, fiind o democrație consacrată și fiind o presiune foarte puternică asupra administrației publice și, desigur, a instituțiilor guvernamentale. Ei s-au gândit că ar fi bine să se degreveze de anumite activități care puteau fi transferate competențele în curtea unor organizații non-guvernamentale. Bineînțeles că ONG-urile au evoluat, ulterior ele au fost și, să spunem, folosite ca mijloace de presiune, fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, fie pe mijloc. Să ne aducem aminte, perioada anilor 80-90, atunci când exploda industria de petrolului, de rafinare, de transport a petrolului, Greenpeace, care la un moment dat a fost implicată în trafic de influență, pentru că atunci când aveam competiție între două mari companii, una dintre ele, pe modelul licitației, Ajungem la temă. Plătea Greenpeace și pentru că Greenpeace era finanțată, am dat un nume, nu vreau Nu, dar ajungem la temă în general, așa, da. Ce vroiam eu. Și atunci mi-aduc aminte, a fost primul scandal. Ulterior, toate emoțiile oamenilor au fost, să spunem, speculate sau, mai bine zis, încadrate și reglementate sub formă de organizații non-guvernamentale. Dar mai mult, știți, după Revoluție apăreau tot felul de asociații, fundații. Atunci nu era încă reglementată prin ordonanța 26, este ordonanța care reglementează organizațiile non-guvernamentale. Toți și-au dat seama care este obiectivul principal al unui ONG și acela era de a aduce o mașină second-hand în România,
pe care o puteai înregistra fără să plătești impozit și fără să plătești taxe. Asta înainte de integrarea Uniunii Europeană. Încep să mă simt tot mai bine. Eu am fost întotdeauna pasionat de acest subiect și am să vă spun de ce. Bineînțeles că am ajuns la performanțe uriașe. Vorbim despre fundații celebre, nu dăm nume, care unele dintre ele am putea spune că astăzi conduc lumea. Uitați-vă acum în pandemie, pe buzele tuturor este fundația soțiilor Bill Gates, de fapt a soților Gates, care practic reglementează, promovează și implementează vaccinarea și sistemul medical, adică toate cercetările s-au făcut pe aceste fundații. În mod firesc, ele au apărut așa pe cale naturală, pe modelul funcția creează organul. ONG-urile au fost, repet, create pentru a degreva statul de activități care puteau fi mutate în zona non-guvernamentală. La sfârșitul anilor 90 spre începutul anilor 2000, ne aducem aminte că foarte multe dintre activitățile de la Comisia Europeană au fost delegate către ONG-uri, atunci a fost explozia de ONG-uri la nivelul Uniunii Europene și mai mult toate programele mari, toate proiectele de finanțare puneau, condiționau eligibilitatea de existența unui ONG, adică a unui parteneriat. Și aici putem vorbi, chiar dacă nu este într-o societate comercială și stat, despre parteneriatul public-privat. Mai mult, românii, ca să perfecționeze, știu că vă plac lucrurile astea, ca să perfecționeze noțiunea de ONG, a introdus prin lege, mult mai târziu după ce a apărut Ordonanța 26 care reglementează aceste ONG-uri, ONG-ul de utilitate publică. Știu că asta vă place foarte. Deci ONG de utilitate publică. El trebuie să îndeplinească niște condiții speciale. Adică să aibă o relație la stat. Să aibă o pilă. Da, ultimul ONG de utilitate publică din Neamț a fost, prin hotărâre de guvern, ieri, cred că, ieri s-a fost ședință de guvern. Bun, acum trăim vremea ONG-ului. Este un ONG din Roman, ceea ce înseamnă că nu are niciun fel de pilă la guvern în momentul acesta. Deci trăiește doar prin... Deci se cheamă... Eu am glumit, nu putem generaliza. Pentru deci că... eu nu generalizez. Știți, drumul spre iade, pava de bune intenții. Aceasta este definiția ONG-ului. Eu aș merge un pic să facem, aș vrea să ne jucăm un pic astăzi. Dumneavoastră îmi dați un exemplu de ONG care face ceva și sunt destule, slavă Domnului, care fac lucruri foarte serioase. Ia că e unul care și e eu, toată ziua pe buzele noastre dăruiește viață. Da, absolut. Mâine vin la Piatra Neamț, vin cu doamna Paula Seling. N-am știut. Și fac un concert în curtea spitalului pentru bolnavii și medicii de acolo. Medici, personal sanitar bolnav. Trebuie să specificăm că, așa cum spuneam, ONG-urile sunt fie asociații, fie fundații. O asociație, aici difer foarte mult și de suma care trebuie depusă. 700 de milioane pentru o fundație. Pentru o fundație și pentru o firmă. 2000 de lei pentru asociație. 4000 de lei. Cred că mai puțin. Mai puțin. Bun, acum trebuie să înțelegem că, așa cum spuneam, în anii 70 în Statele Unite, nu exista nicio instituție a statului care să nu aibă în spate un ONG. Primărie, spital, toate instituțiile statului aveau un ONG în spate. Practic, și revin puțin ca să înțeleagă lumea cum au evoluat lucrurile atunci când vorbim de, puteți să le spunem și organisme, despre ONG-uri, despre organizații non-guvernamentale. Gândiți-vă că în același lucru s-a întâmplat în Uniunea Europeană luând un avânt major și de fapt s-a dorit foarte mult ca să se obțină o mai mare flexibilitate în ceea ce înseamnă management,
Practic, astăzi un ONG funcționează ca și un proiect. De ce? Pentru că după anii 90, când au apărut noile tehnologii, șomajul crește, s-a încercat găsirea unui debușeau unei soluții pentru a angaja oameni, dar a nu-i angaja permanent, ci a-i angaja pe perioade determinate, pe modelul un proiect în care lucrezi la proiect o perioadă determinată, după care ai plecat și ești un fel de freelancer care lucrează în alt proiect. Eu vă ascult. Da, dacă... Vă rog. Eu urmăresc de prin 2011 câți bani se dau pe organizații non-guvernamentale. Foarte mulți în lume. Nu în lume. Eu urmăresc în neamț. Eu sunt modest. În Piatra Neamț. O să râdeți, dar v-am spus, la nivel european, deja pentru a fi într-un consorțiu, pentru a organiza un consorțiu, este necesar și un ONG pentru eligibilitate. Este forțată legea. Da, nu ca e să forțată bagi, legea, ba, da, este pe legea europeană. Vorbim de legislație. Dar este o lege europeană. Europeană care forțează această chestie. De ce? Pentru că dumneavoastră ieri, în emisiune, mi-ați spus un lucru pe care eu l-am reținut de asta și tema de asta. Eu nu mai țin minte. Băi, nu-i contează. Bine că țin eu și când nu țin eu, țineți noastră. Mi-a spus că partidele politice sunt niște ONG-uri. Da. După părerea mea, sunt cele mai profitabile ONG-uri din lume. Cel puțin în România. Domnul Bălănescu. Sunt de utilitate publică, sunteți nu? Sunteți profesor de istorie, sunteți un jurnalist cu experiență. Spuneți-mi, sincer, indiferent că și eu am aceeași părere cu dumneavoastră, nu exprimam cu un public, putem trăi fără partide politice? Da. Ok, bine, atunci să-i dăm un telefon lui Ceaușescu. Păi nu, da. De ce să-i mai dăm telefonul lui Ceaușescu? Dar să lucrurile astea să mergem în China. Deci, auziți. Când mimăm vrem politica, democrație. Când mimăm democrația aici, și politica... Aici vorbim despre cu totul altceva. Nu suntem în stare să jucăm politica sau o jucăm în interesul țării și a cetățeanului, atunci mimăm. Aia e cu totul altceva. Și politicieni, partidele nu, politice, în loc nu să... Nu distrugem principii pentru prostia unor. Ascultați-mă un pic. Partidele politice, în loc să aibă grijă să promoveze oameni care să fie competenți pe niște domenii, promovează minciuna, incompetența, șmecheria de prost gust și începe de aici, nepotism, pupincurism, toate astea. Aici apar specificitățile de culturale ale românilor, nu numai... Bun, ajungem până într-acolo încât în România, că tot vorbeați de Greenpeace, vă spun de altceva, un agent green, care întâmplător s-a manifestat și prin Piatra Neamț în perioada asta. Da, având aceleași obiective ca orice organizație. Un ONG, că discutam ieri cu cineva chiar din primărie. Și spuneți, băi, da, alt promotor pentru un proiect n-ați găsit decât agentul green? Păi ce-i cu agentul green? Păi n-am nicio problemă, ei sunt băieți buni, fac... adică se ocupă să oprească tăierea pădurilor, omorâtul urșilor și ce mai au ei pe acolo, dar într-o zi niște băieți de la agentul green au blocat un drum cu de la sine putere, o cale publică de acces. Au blocat un drum, au cerut actele unei mașini și au filmat, au transmis în direct, au găsit ei un transport ilegal de lemne și ei fac dreptate. Și am zis, ok, s-a dovedit că ăla nu era transport ilegal, că era în regulă omul. Dar eu întreb, cu ce drept un ONG blochează un drum public? Eu mă îndoiesc, adică nu știu, da. Dumneavoastră știți mai și mult. Întreb așa, dacă legal, eu... Legal nu au voie, ei sunt obligați să solicite... Multe lucruri nu statului. Le au voie ONG-urile să le facă și le facă în România. Multe lucruri. În primul rând, nu au voie să cheltuiască banul public fără justificări. Normal. Orice ban public este verificat. Sau fără justificări. De către Curtea de Conturi. Fără justificări reale. Controlului Curții de Conturi atunci când folosesc bani publici. Vă dau un exemplu. În 2020, în luna lui ianuarie, deci imediat după anul nou, Consiliul Local Piatra Neamț face o ședință. Nu erați consilier la vremea ca să fac subliniere aceasta, nici domnul Carabelea primar.
face o ședință extraordinară. Deci în ianuarie. Nici nu era bugetul, da? Face o ședință și printre altele zice, domnule, hai să facem și niște finanțări nerambursabile în ianuarie. Nici nu erau bugetul, lucrurile. Vorbiți de ianuarie acest an? Anul trecut, 2020, anul Dăncilă. Și printre cele finanțate acolo nerambursabil, găsim o chestie foarte interesantă. Asociația Județeană a Organizatorilor de Evenimente Botoșani. Botoșani. Da. Pentru concert de anul nou. Cer băieții ăștia 20.000 de lei, așa, într-o chestie. Noi am avut curiozitatea să mergem la concert. Dacă o ceru bandă la primărie, am zis, bă, poate fi făcut ceva. De unde? Acolo erau artiști care s-au îndestulat din vânzarea biletelor. Sala a fost full. Totul a fost full. Nu știu dacă pe sala au plătit ceva, mă îndoiesc. Pentru că noi suntem culanți când vine chestia asta. Dăm sările așa, gratis, toți. De ce trebuiau să dea 20.000 de lei consilierii locali pentru un concert făcut pe bani? Pentru un business, pentru o afacere? Nu, stați puțin. În momentul în care un ONG este bugetat, el se bugetează fie din donații, din plata cotizații ca și participant în ONG, din bani publici, în măsura în care câștigă concursuri de idei, de soluții. Asta zic și eu, da. Dar știți care a fost justificarea? Nu e vina ONG-ului, e vina cui de bani. Nu, dar eu nu zic de ONG aici. Eu vorbesc de statul, de statul paralel care este în jurul ONG-urilor. Statul paralel înseamnă deep state care vine din Statele Unite. Nu, eu vorbesc de România. Și care nu are nicio legătură. Eu vorbesc de România. Cum poți să scoți 20.000 de lei din bugetul local al unui oraș? Ia ca așa. Să ridici mâna tu, consilier, că îi dai la unul care face un business. Știți care a fost toată șmecheria? Da, ei pot face. A venit cineva și a zis, bă, hai să le dăm și la ăștia, că zice, na, facem și noi un eveniment acolo. Păi știi ce să le dăm? Le dăm. Să știți că un ONG poate avea dreptul să facă și activități comerciale. Da, dar nu pe banii orașului. Dar asta că sunt banii orașului, ce vin are ONG? Eu vorbesc de ONG-uri, vreau să spuneți de cei de la stat... Care dau nu, pentru cei de la oraș. De la oraș. Cine a votat? În aceeași ședință... Când a votat ONG-ul? Adică nu, a votat consilierii. Cine plătește, da. Cine în aceeași ședință, aceiași consilieri, onorabili, persoane onorabile, au refuzat să financeze expoziția Château de Beaulieu, cred că așa, a pictorului Ștefan Potop, care a solicitat exact aceeași sumă și ea trebuia să țină în niște locuri din Franța, pe zona castelor din Franța, da? Și promova cultura nemțeană acolo. Omul își pregătise tot acolo. Avea nevoie de niște cheltuieli, probabil pentru asigurare și nu știu ce mai era acolo. A fost refuzată. De ce? Pentru că era proiect cultural. Am uitat să vă spun. Și ăsta cu concertul de an nou era proiect cultural. Deci toate sunt proiecte culturale. Nu, mai sunt și neculturale, mai sunt alea sportive, mai sunt alea toate de sunt, mediu. Mă refer la aceste evenimente organizate cu diverse ocazii. Asta și... puțin, că o să vedem în continuare lucruri de genul ăsta. Bun. Că ăla e nesâmțit și cere bani. E dreptul lui să ceară bani. Dacă găsește fraierii să-l dea, foarte bine. Și dacă mai găsește și o legătură cu Consiliul Local sau cu executivul primăriei. Asta nu e foarte greu. Nu este foarte greu, da? Sunt mulți care pot fi motivați. Dar eu cum pot să reacționez ca simplu cetățean în fața acestei chestii? Foarte simplu. La vot, public, vorbind despre aceste lucruri, ceea ce facem noi este o reacție la astfel de lucruri, dar... Mie mi-e frică de ăia mari care conduc lumea, nu mi-e frică de cei care... Eu trăiesc cu ăștia aici. Eu trăiesc cu ăștia aici. Și eu. Și uitați. Și eu plătesc taxe și impozite la Piatra Neamț. Cum se face, domnul Arbuz, că ajunge unul consilier și automat
o asociație din jurul lui primește finanțări. Deci, uitați, mă uit aici, nici nu mai știu cum să zic, ca să nu zic rău. Bine, eu vorbesc de principii. Excepții, eu nu vorbesc de principii. Nu, excepții sunt foarte multe. Desigur, proasta interpretare și aplicare, nu a legii, ci a principiului de existență a unui ONG, este cu totul altceva. Noi asta ar trebui să combatem. Dar nu ideea de ONG. Nu, nici într-un caz. Îmi scot pălăria când face unul un spital, îmi scot pălăria când face unul ceva. Nu mai gândiți-vă că cele, aceste ONG-uri de interes public sunt cele care activează nu numai în domeniul sănătății, dar în domeniul protecției copilului, protecției persoanelor defavorizate, a persoanelor cu dizabilități. Gândiți-vă că nu poți, sunt foarte multe lucruri, de exemplu, nu știu, aduc în discuție autismul. Acele asociații care se ocupă de autism, de copiii bolnavi de autism, dacă n-ar fi existat posibilitatea organizării unor ONG-uri, nu ar fi funcționat niciodată, pentru că statul este incapabil, mai ales statul din România, este incapabil să acopere zone de interes public. Citez. Vă rog. Consiliul Local Piatra Neamț alocă 5.000 de lei pentru proiectul Colorăm Copilăria, care se desfășoară în locația Creșă Centru. Activități. Vernisaj de picturi, nu, realizarea de picturi murale, vernisaj și premiere. Într-o creșă în care lucrurile astea se fac în mod curent. O fundație, întâmplător, cu numele unui consilier local. Picturile murale le face creșa? Fac copii, da. Nu cred. Picturile murale, cred că auziți, vorbim despre... Întâmplător, fundația aparținea unui consilier local. Asta e. Alți 2.000 de lei. Incursiune în istoria artelor universale de la alta rupestă la baroc. Dacă căutăm acum pe domn profesor Google, găsim un filmuleț cu asta 100%. Proiecții și cursuri despre artă și artiști universali, virgulă, vizitarea Muzeului de Istorie și a Muzeului Cocuteni, realizare schițe și tablouri, expoziție și premiere. Da, au făcut pentru că se poate, pentru că a votat Consiliul. În ce an s-a întâmplat asta? O secundă. 2016. Ia câtă. Nu, eu le dau așa, la căutare. După aceea, Asociația Studia revine pe lista finanțărilor, că până atunci mai au, cu 3 proiecte. Deci, învățăm și ne relaxăm prin teatru. Este un proiect. 4.000 de lei. Ce poți să faci cu 4.000 de lei ca să înveți să te relaxezi prin teatru? Nu știu. Sau, eventual, să realizezi un decor. Da. Simpozion internațional, abordarea terapeutică între clasic și modern. Întâmplător, asociația ținea de un viceprimar din Piatra Neamț. Da, bun, ce spuneți voastră, se referă la particularități, dar... Acum, domnul consilier. Eu am o întrebare. S-au luat măsuri, a fost cineva pedepsit, s-a demonstrat că acei bani au fost cheltuiți... cu altă destinație decât cea stabilită, adică cred că intrăm într-un subiectivism aici. Care e subiectivismul? Păi, nu știu... Că vizităm muzeul pe banii Consiliului Județean? Bun. Sau Consiliului Local? Nu știu, că n-am stat să citesc, dar dacă o luăm așa doar pe zona asta, că pe banii, poate că da, poate că fundația a plătit la muzeu vizita copiilor, tot din bani publici, era o formă de să a ducem copiii muzeu. La muzeu. Da. Adică nu vă nimic rău să duci copiii la muzeu. Doamne ferește, dar poți să-i duci, adică, la muzeu și altfel. Faci o cerere la muzeu sau la domnul Ionel Arsene, care iubește artele mai mult decât orice. E și premiat. Deci este și premiat. Așa. Domnule președinte al Consiliului Județean sau domnule factotum al Consiliului Județean, vă rugăm să ne permiteți accesul gratuit
în Muzeul Cucuteni cu un grup de 15 copii. Și vă garantez că în marea lui deschidere spre artă, domnul Ionel Arsene ar fi aprobat acest lucru. După cum ești directorul muzeului, dacă nu măcar directorul de marketing, domnul Soroceanu, care este și profesor în același timp, nu numai că ar fi aprobat, ar fi considerat asta o mare realizare de marketing. Da. Și atunci ONG-ul făcea și el o treabă. Aveți dreptate, dar mie mi se par atât de meschine încât nu vreau să mă angajez într-o astfel de discuție pentru că compromitem ideea de ONG okay. și de lucruri care se construiesc. Zile trecute la o întâlnire despre educație vorbeam cu profesori din zona rurală din județul Neamț și o doamnă profesor mi-a spus copiii de la mine din comună, foarte mulți dintre ei n-au ajuns nici măcar la Piatra Neamț. Nu mai vorbim că n-au văzut Marea, că n-au văzut Delta, că n-au văzut Bucureștiu. Sunt copii care până în clasa a 10-a nu au văzut capitala țării. Cred că, cu 4.000 de lei duceam doi copii la mare? Duceam și mai mulți. Aici este problema. Eu am dus, modul în care... Eu am dus 24 de copii la mare din comuna Făurei, adică... Modul în care banii publici, toată lumea clamează, vom face, nu avem bani, dar vom face, vom drege. Și noi dăm 8 milioane, din care 8 milioane de finanțări nerambursabile. Și haideți să le lansăm în dezbatere publică ca oamenii să știe. Altă soluție nu avem. Ba mai există o soluție. În momentul în care există celebra comisie de analizare a acestor, așa, să nu facă cum se făcea în trecut. În trecut era așa, o listă cu ONG-urile o sumă și o listă, și să și o listă alături a cui este ONG-ul. N-am știut. A cui este ONG-ul? Știți cum era și la proiecte într-un timp, la startup-uri și prin alte părți. Ești de acolo, primești. Nu ești de acolo, șut în fund. Aici este problema. Noi, și în lista aceea cu ONG-uri avem foarte multe... Compromitem. Noi trebuie să avem un sens pe care să mergem. Există niște obiective. Un sens pentru că trăim într-un oraș. Trebuie prioritizate. Un sens civic pe care să mergem înainte. Și când această chestie cu ONG-urile. Un sens civic. Un sens civic. Adică, domnule, fac ceva cu ONG-urile astea, fac ceva ca să întăresc civismul. De exemplu, vă mai dau un exemplu. S-a făcut, uite că acum am... Deci, dialogurile cunoașterii. La Taifas cu oamenii de seamă. Și s-au dat niște, până vreo 5.000 de lei. Adică, eu cu dumneavoastră fac o emisiune aici. Dumneavoastră sunteți om de seamă, eu sunt ăla cu taifasul. Și băi, fac un decont. Știți, am folosit baterii, am folosit lumină, am făcut asta. Mă duc și mi se decontează. E normal. De ce nu ne transformăm noi într-un ONG și atunci să vedem, și mergem dacă, și cerem bani. Să vedem dacă suntem competitivi. Dacă nu, deci dumneavoastră nu veți mai fi curând consilier local și deja, atunci cred că deja ați pierdut chestia cu competitivitatea în ONG-uri. La primărie, finanțare. Da. Nu mă poate opri nimeni să fiu liber și să fiu competitiv. Deci, adică libera exprimare și libera circulație. Deci, uitați, un ONG foarte serios, dovadă că a dat și un primar la Piatra Neamț pe domnul Andrei Carabelea, sens civic, nu primea finanțări de la Consiliul Județean într-o anumită perioadă, pentru că se găseau tot felul de motive. Culmea, le primea de la primăria Piatra Neamț, pentru că este un ONG serios și făcea civism. Acum avem un primar provenit din ONG-uri. Cam care e profilul unui ONG-ist care poate să ajungă să lucreze în administrație? În primul rând, el ar trebui să fie mult mai responsabil, apropo de... Îmi spune cineva, nu a venit dintr-un ONG, a venit de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Și Agenția de Dezvoltare... Și aia, un ONG. Și aia este un ONG. Partidul este un ONG, aia este un ONG. Hai să ne facem și noi un ONG. Un ONG. ONG-ul cărcotașilor. Exact. Da. Profilul ar trebui să fie o persoană extrem de responsabilă, o persoană implicată. Atentă la banul public. Și la modul în care el se cheltuiește pe finanțări nerambursabile. Nu e treaba unui ONG să urmărească cum se cheltuiește. Nu, eu vorbesc de persoana, public. Persoana care produce. Nici măcar persoana. Eu cred că asta e problema celor care lucrează la stat.
să urmărească cum e cheltuit banul public. Avem instituții pentru asta, avem persoane care sunt în charge cu partea de cheltuire a banului public, de investiții. Deci nu e treaba unui ONG, decât dacă are un obiectul de activitate, o astfel de activitate. Ceea ce mai rar se întâmplă, sunt foarte multe ONG-uri care lucrează în zona anticorupție și au activități în sensul ăsta, dar haideți să revenim la profilul unui ONG-ist. Un ONG-ist s-a considerat în momentul în care au fost gândite aceste organizații, cu foarte mulți, cu decenii, aproape mai mult decât 60 de ani. Ideea era că cel care lucrează într-un ONG vine acolo pentru că e alegerea lui. Nu este obligat, nu este o formă de supraviețuire, este o formă de exprimare care implică și emoție. Pentru că eu, de exemplu, sunt membru în ONG, lucrez cu ONG-uri, am un ONG, adică știu ce înseamnă ONG-uri, dar în zona mea profesională, respectiv bunăstarea animalelor, drepturile animalelor, pentru că asta am lucrat de-a lungul anilor, este un principiu nou, promovat de Uniunea Europeană, adică și nu am beneficiat eu personal niciodată. Dar s-au făcut lucruri. Am lucrat cu organizații mondiale. De exemplu, WWF este Organizația Mondială pentru Protecția Animalelor, care, de exemplu, la Zărnești, acolo unde avem sanctuarul de urși, a investit aproape 35 de milioane de euro. Adică gândiți-vă că sunt aproape 80 de hectare cu gard electric acolo unde e sanctuarul de urși. Gardul ăla electric a costat 13 milioane de euro, pentru că e 2 metri în pământ și 3 metri la suprafață. Și are un sistem foarte performant. Adică sunt lucruri care se pot face cu ajutor. Desigur, un ONG speculează emoții. Pentru că, eu vă spun de ce trăiește Organizația Mondială pentru Protecția Animalelor. Sunt zeci de mii de oameni care își lasă moștenirea, averea, acestor ONG-uri. Și sursa lor de finanțare nu este niciodată, de exemplu, bine, organizația fiind britanică a avut ca sursă de finanțare și a fost întotdeauna sub umbrela casei regale britanice. Se pot face o groază de lucru. Uitați-vă ONG-ul pe care l-a făcut aici sunt de acord cu dumneavoastră. Prințul Charles, care a promovat România pe un ONG făcută în România. Adică, sunt cauze nobile care trebuie sprijinite. Și repet, un ONG vine să completeze ceea ce nu poate să ducă mai departe să facă statul. De-aia statul este obligat, instituțiile statului este obligat practic atunci când este supra-solicitat și nu face față, să delege competențe organizațiilor non-guvernamentale. Restul, șmecheriile, păi ce mi-a spus dumneavoastră astăzi, nu știu cazurile, nu vreau să acuz pe nimeni, dar ce mi-a spus dumneavoastră astăzi seamănă cu ce vă spuneam eu, anii 91-92, aduceai o mașină, nu plăteai impozit, deci la asta foloseau ONG-urile. Așa și astfel a fost o explozie de ONG-uri, pentru că toată lumea vrea să-și aducă o mașină. Noi am depus la Ministerul Justiției pentru un ONG, APTP se cheamă. Așteptăm să vedem dacă ni se dă răspuns. Am trimis așa și a zis nu, trebuie să ne explicați ce înseamnă APTP. Am spus Asociația pentru Tocat Bani Publici. Și ne-au respins, au zis că nu se poate așa ceva. Și am explicat cu argumente, un avocat le-a spus, le-am dat exemple. Ei, nu se poate. Asta este, noi asta ne propunem prin statut. Și nu înțeleg de ce, dacă îmi propun prin statut. Urăsc generalizarea. Sunt și buni, sunt și... Eu am spus asta. În toate zonele. Adică nu putem discredita toate ONG-urile. Nici nu le putem caz. Compromite. Și nu, sunt nu ONG-uri care compromit pe celelalte. Asta este foarte și adevărat. Aș vrea dar să sunt văd, și oameni care compromit. Aș vrea să văd un ONG care să, sau ONG-urile serioase să spune, dom'le, hai un pic să ne delimităm de ăștia. Ce înseamnă să se delimiteze? Adică ei colaborează, să facem niște reguli.
Nu, treaba asta este a statului, nu a ONG-urilor. Un ONG trebuie să-și urmărească obiectivele proprii ale statutului care îi organizează și a regulamentului. Nu e treaba un ONG să stea cu ochii pe alt ONG. Asta este problema acelor instituții specializate. Ce ați mai găsit? Nu, ONG-ul Partidul Piatra Neamț. Partidul Roman, Partidul Neamț. Deci astea sunt niște ONG-uri transpartinice, ca să spun așa. Și aici e discutabil cum sunt ele intitulate, ce nume poartă. Știți că dacă folosești național sau România, ai nevoie de aprobare prin hotărâre de guvern. Sunt foarte multe lucruri care sunt, într-adevăr, utile societății noastre și altele care parazitează, care în orice domeniu. Nu există, bun, acum o luăm ziua Pământului, toată populația globului și tot ce există pe planeta asta și nu numai, conviețuiește, să zicem, coabitează cu paraziții. Avem paraziți peste tot. Depinde cum știm să facem prevenție și să combatem acești paraziți. Astăzi vorbim de paraziți sociali, de exemplu. Corect. Nu vorbim de viermi intestinali. Deși uneori paraziții sociali sunt mai periculoși decât viermi intestinali. Așa este. Apropo, nu vreau să fie nicio legătură între subiecte paraziți, viermi intestinali și alte chestii, dar acum mai venea rândul. Deci vreau să vorbim un pic despre codul bunelor maniere în politică. De unde mi-a venit ideea? Am văzut un material foarte bine scris de un domn ziarist, Dan Tapalagă, care spune cam așa, că au fost 7 zile de criză politică și USR plus liberalii au reușit să facă un fel de cod al bunelor maniere. Un fel de document perfect inutil între parteneri care respectă reguli minimale de bun simț. Și ce spune el așa? Însă ilarea de platitudini devine foarte necesară între partide care admit că le lipsesc cei 7 ani de acasă și au nevoie să vadă scris pe ușă că nu e frumos să intri încălțat până la mijlocul sufrageriei. Iar pe șervețele din bucătărie că nu se face să vorbești cu mâncarea în gură. Astfel se omoară între ele. În esență, în document, acest document rezultat din negocieri, scrie că partenerii de coaliție nu vor lua de aici încolo decizii împreună, că vor lua decizii împreună, de unde rezultă că până acum nu se întâmpla așa. Că se vor consulta, adică asta nu făceau până acum, de când guvernează, de 4-5 luni împreună. Că nu se vor mai înjura în public, așa cum aveau obiceiul până acum. PNL și USR au mai convenit că premierul va informa înainte să schimbe un ministru, partidul în care face parte, așa, pe bază de argumente și nu unilateral, după cum se trezește cu fața la perete, plus alte reguli de bază. Deci, ce îmi explicați, ce îmi citiți dumneavoastră acum, este o țigănie și revin... Nu ziarist a scris țigănia. Nu. El a prezentat-o foarte plastic. O țigănie comportamentală. Adică aici nu vorbim de bune maniere și balet și bune maniere. Aș vrea să vă spun că sunt la nivel de România chiar școli pentru pregătirea politicienilor. Mai sunt? Știați? Da, sunt. Alea de vară? Nu. Unul din cei scapă, deși suntem și prieteni, a candidat și la președinția României din partea PMP. Domnul Cristian Diaconescu? Nu. Fiul filozofului. Paleologul. Așa. Paleologul. Paleologul are o astfel de școală și după ce a făcut, cât a făcut el, 8 ani de politică, a considerat că e bine să deschidă o astfel de școală. Chiar este o școală de mare calitate și de înaltă ținută. Dar, desigur... Știți de ce zâmbesc? Mă întreb câți dintre politicienii de vârf au trecut prin școala aia. Nu că au trecut. Cât sunt interesați dintre politicienii activi? Aproape niciunul. În schimb, oameni din alte zone se duc și urmează aceste cursuri care, repet, sunt la un nivel foarte ridicat.
Bun, ce mi-aș citit acolo este, de fapt, ca un act de divorț combinat cu unul de împăcare. Ce mi-aș dori este să nu mai văd public aceste lucruri. Și astfel de protocole. De ce trebuie ca acest protocol să fie public? De ce mă interesează pe mine un protocol politic? Un protocol politic vine și îmi spune ce are voie să facă prim-ministru când eu am Constituție? Adică, un protocol politic bate Constituția? Sau legile țării? Adică, cum vine un protocol politic și spune nu are voie primul ministru? Ok, stabiliți-le la voi în interior, e un document intern, dar nu-l faceți public. Adică, e exact vorba românească, hai să ne spălăm chiloții în public. Exact asta fără se întâmplă. Fără detergent. Fără de, pe nu era detergent, atunci era cu săpun făcut din untură. Dar nu trebuie repet, suntem în pandemie. Oamenii nu, așa cum am acuzat anumite entități media care au linșat practic mediatic, vorbim despre doamna care astăzi este ministru, tot n-am reținut cum e Moldovan. Mihailă, parcă. Sau Mihailă, da. Bun. Deci era o vreme când știam miniștri, acum nu-i mai știm. Nu-i mai știm, poate și pe alte considerente, poate că nu sunt politicieni consacrați de-a lungul celor 30 de ani, poate că e bine că nu mai sunt aceiași. Poate că sunt miniștri doar cu numele. Am mai vorbit despre ieri despre lucrurile astea. Mi-a plăcut foarte mult de doamna ministru care a spus voi continua proiectele, nu Ministerului Sănătății, voi continua proiectele domnului Voiculescu. Bun, proiectele domnului Voiculescu erau tot în interesul ministerului, că până un alta nu s-a dovedit. E greu să cred că toate proiectele Ministerului Sănătății au fost dincolo de lipsa de comunicare și mari lacune în comunicare, nu pot eu aprecia care a fost activitatea ministerului. Plus că, hai să fim serioși, un minister nu e eficient doar prin ministru. Ministrul stabilește niște politici pentru minister. Dar un minister, mai ales Ministerul Sănătății, împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate, împreună cu toate agențiile, împreună cu Agenția Medicamentului, împreună cu foarte multe instituții și agenții subordonate ministerului, este un mecanism foarte complex, care, repet, ministrul stabilește doar niște linii și niște politici, cum sunt ele aplicate, implementate. Dar, din principiu, eu sunt împotriva celor care spun m-am învins sistemul. Nu există așa ceva. Dacă te simți că sistemul te învinge, te duci acasă. Lași pe altul. Apropo de Ministerul Sănătății și de faptul că nu ministrul face, duce la îndeplinire, el face politicile, auzeam zilele trecute o frază la domnul Voiculescu, reluată după aceea, zice, da, că facem concursuri transparente la Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt curios în neamț dacă cel care va câștiga concursul de la Casa de Asigurări de Sănătate este vecin cu vreun politician. De casă, de stradă. Sunt foarte curios dacă cel care va câștiga are vreo legătură cu vreun politician. Nu știu, asta nu pot să vă spun. Nu știu, să eu spun doar că eu sunt plin de admirație față de cel care conduce acum casa, dacă nu l-au știut. Casa de la București. Da, da. Este cel, eu vorbesc de cea de aici. Cel venit de la eu vorbesc de la noi, că la noi ne interesează. Pe noi. Bun, hai să nu mai fim, să ne ascundem după deget. Știm bine că, deși concursurile sunt transparente, merge până la nivel de secretar de stat, subsecretar de stat, din punct de vedere legal, sunt politizate și funcțiile deci, executive. Nu, haideți ca să traducem politizate. La nivel de director și director. Să traducem politizate. Adică dacă nu e de al nostru, chiar dacă nu e ia concursul. De al nostru, nu ia concursul. Deci concursurile practic sunt aranjate. În mare parte, nu peste tot. Nu putem nu generalizăm. Nu generalizăm, dar în proporție până de... Până la proba contrarie, haideți să vedem cine va câștiga la Piatra Neamț. Și atunci ne vom da seama. Abia aștept. Ca să nu mai vorbim de situațiile politice care se creează posturi, deși țipăm că nu mai avem bani, nu mai avem buget la hai să mai facem un post. La primării, la... Hai să mai facem o poziție, o sinecură pentru
că omul e de al nostru. Eu am auzit de multe ori în partid. Hai să mai luăm. E prost, dar e de al nostru. Hai, pune-l acolo. Trebuie. E prost, dar e prostul nostru. Da. Întotdeauna am refuzat și nu m-a ajutat cu nimic. Adică mai mult mi-am făcut dușmani și... Despre ce vorbim? Uitați-vă ce se întâmplă la Rob Silva. Nu e suficient că omul ăla a plecat și a dat demisia secretarului de stat. Eu aștept să văd că își dau demisia și aia care au intrat... Aia numiți. Aia numiți, da. Exact. În mod normal, așa ar fi trebuit să întâmple. Deși poate dintre aia numiți, doi ori fi și specialiști. Asta vreau să vă spun. Sunt foarte mulți oameni de calitate care suferă prin ingerințele politice. Sunt specialiști, de exemplu, eu vă spun de sistemul în care am lucrat eu. Sunt directori din vremea când eu conduceam ANSVSA-ul, deci de acum 20 de ani. Și s-a demonstrat că au fost cei mai performanți directori. Pentru că și schimbările și destabilizarea prin lipsa unui echilibru și a unei siguranțe, pentru un specialist, dăunează. Da. Eu propun să nu mai fim așa de serioși și să vorbim și despre faptul că a apărut Mesagerul de Neamț. Astăzi... Păi e foarte serioasă discuția. Dacă vorbim despre Mesagerul, e foarte serioasă. Nu, din punctul nostru da, de vedere... Da, a apărut Mesagerul de Neamț care este pe hârtie, presă pe hârtie. Eu consider că presa pe hârtie astăzi o mai fac doar eroi. Nebunii. Sau inconștienți. Nebunii. Eu am vrut să zic inconștienți. Nebunii. Dar nimic nu se compare, este exact diferența între a avea acel dispozitiv gadget pe care poți să citești cărți, Kindle-ul. Una este să miroși ziarul, să-l ții în mână la cafea. Eu l-am întipărit în cap, mirosul de ziar combinat cu mirosul de cafea. Pentru că ani de zile, bine, vorbesc dimineața. De anii 90-2000, dimineața aveam 14 ziare pe masă și citeam presa. Vă felicit și sper ca oamenii să înțeleagă cât de important este să susțină încă presa scrisă. E clar, trăim în era tehnologiilor, e mult mai facil. Nu putem spune că e mult mai ieftin, pentru că, având în vedere prețul, niciodată prețul unui ziar nu va acoperi, nu vorbesc de costurile, de toate costurile, de tipul de toate costurile, dar nu va acoperi munca celor care scriu în ziarele pe hârtie. Pentru că e una să scrii o știre din fața electronic, din fața calculatorului, și alta e să stai să faci corecție. Nu, să mergi pe teren, pagină, să faci poze. Și ziarele care mai fac anchetă, reportaj, în același număr, pentru că ele trebuie să fie foarte echilibrate, să aibă din toate, sunt tot mai puține pentru că generează costuri imense. Da, dar să sperăm că frumoșii nebuni ai marilor orașe... Cât ori mai putea, ori mai rezista. Cât ori ai putea. Noi ne îndreptăm spre numărul 500, pentru un săptămânal este, în România, anilor aceștia, este un număr bun, zic eu. Și nu știu, poate atunci o să facem o sărbătoare, mă gândesc la ce. După aceea vom vedea dacă mai rămânem în aceleași zone. Oricum, vreau să vă spun că în Mesagerul de astăzi aveți un reportaj care arată cam ce se întâmplă în sat. Noi tot vorbim, apa servu, prețuri mari la apă, nu știu ce. Uitați, într-un sat din județul Neamț, Ghigoiești, de 12 ani se lucrează la rețeaua de apă. Ea practic este gata. Funcționează. Dacă îi dai drumul de la robinet, funcționează. Dar între timp, după 12 ani, s-a schimbat legislația, domnul Harbos. Normal. Care spune așa, nu mai poți să faci o stație cu apă, apa trecea printr-un sistem cu, nu știu, ultra, nu mă pricep, un sistem de purificare mai simplu, acum ești obligat să ai stație de clorinare. Stația de clorinare mai costă 1 milion. Oamenii din Ghigoiești, deși proiectul nu era predat, se aprovizionau cu apă, s-au branșat, legal, ilegal, nu mai contează, și aveau apă, gratis.
După ce a venit chestia cu stația de clorinare, construcție. Clorinare sau de epurare? Nu, clorinare, așa ne spune aici. Clorinare, nu știu de ce. Că clorinare am luat componenta după... unei stații de epurare. Probabil că face parte da, din... Constructorul a închis. Și a zis, nu mai pot să las să meargă apa așa, fără că... Mă amendează pe mine. Întrebarea mea e, de ce dacă construcția aia este gata, nu o preia nimeni? Și după aceea... Păi nu, mă gândesc că se referă la calitatea apei. La riscurile la care se expune, da. Dacă dau drumul la apă, ne... Da, îți 12 trecut. Ani. Construcția, practic, este finalizată. Tot. De ce nu a fost preluată? Nu cumva aici este un fel de a ne minți pe noi. Primarul se face că nu preia de la constructor ca să poată să dea apă gratis la oameni? Și în momentul acesta, în comun, okay. În sat... E un mecanism, o abordare pe care nu pot să o înțeleg. Dar sunt deja 20 de comune neamți în situația asta. Deci apa vine în curtea omului și nu plătește nimic. Și situația este aceeași. Nu s-a preluat de la vine constructor. Apa, adică se face distribuție de apă. Deci s-a făcut rețeaua de apă așa, în comună. Cetățenii s-au branșat legal, ilegal. Și folosesc apa. Și folosesc apa. Plătească? Da. Sunt 20 de comune aproape în județul Neamț. Și nu de azi, de ieri. De acum 3 ani, 4 ani. Și ne întrebăm. Nu cumva toate discuțiile astea care le avem noi despre prețul apei în județul Neamț au și o altă componentă? Cu siguranță au și o altă componentă. S-a demonstrat de ce? Timpului. De ce se acceptă de către cei de la... Dar nu știu dacă e generată chiar de cazul Ghicoești. Dar nu. Eu am dat un exemplu. Mi-am mai dat exemple de genul ăsta. În timp. De ce cei care răspund? Nu știu, cine se ocupă de calitatea apei? Întreb și eu. Care e instituție? Se ocupă mai multe instituții. Deci nu știu, unul, nu se întreabă, așa, băi, zice, în comuna Hangu, dau un exemplu tâmpit acum, avem rețea cu apă? Păi nu știu, hai să vedem, avem. Ne-am dus acolo, am luat o probă, da. Păi dar stai un pic, rețeaua nu este preluată de primărie, de ce este apă în casa omului? Cui plătește? De ce funcționează dacă nu-i preluată? Păi... Până aici competențele sunt la Direcția de Sănătate Publică, chiar la Direcția Sanitară Veterinară, probele de apă intră... Dar nu sunt și oare ce competențe de alt gen? Ba da, dar... Știți, eu dacă mă duc să trag apă dintr-un loc, cu o pompă, da? Ah, să nu uit, hidroelectrica, da? Plătește apa. Hidroelectrica plătește apa, care face curent. Da. Da? Plătește apa, tocmai s-a mărit prețul, deci crește prețul la curent. Adică statul îi mărește prețul ăla și plătește consumatorul. Da? Dar să nu plângeți hidroelectrica. Dar eu nu plâng hidroelectrica, eu plâng pe aia care plătesc curentul electric. Nu discutăm. Eu dacă trag apă, vine unul, mă amendează. Bă, de ce ai tras apă de acolo? Dar ăia care dau apă gratis de 4, 5, 6 ani și nu-i 1, 2, 3 în județ. De ce nu-i întreabă nimeni nimic? Bă, băieți, cam ce faceți voi aici? Până aici vorbim de neaplicarea legislației. Știu că o să mă înjure mulți care primesc apa gratis. Bun, dar nu-i corect. Să nu uităm că mulți primeau și curent gratis în județul Neamț și numai județul Neamț, în vreo 5 județe din Moldova. Și a funcționat sistemul foarte mulți ani. Dar, repet, nu putem generaliza, vorbim de excepții, noi practic aici vorbim de principii și desigur de cazuri specifice care până la urmă ar trebui analizate de către instituțiile statului care au competențe în urma sesizării făcute chiar în emisiunea noastră. Domnul Liviu Argus, dacă noi nici nu mai știu câte primării avem în județul Neamț, cuvântul meu. Păi știu câte OAT-uri avem. Și dacă câte avem 83 de OAT-uri, 80... avem 83. Dacă din 83 de OAT-uri avem, nu 20, 15, în care sistemele de apă funcționează și dau apă gratis cetățenilor, și eu, la Piatra Neamț, plătesc apa, nu mi se pare că este corect. Da. Și dacă sunt 15, noastră, da. Dacă sunt 15, este un fenomen. Dacă este un fenomen,
trebuie să-l analizeze instituțiile. Păi, avem instituții abilitate pentru asta. Nu trebuie să... Da, pentru asta trebuie sesizate și urmărit ce se întâmplă. Am înțeles. Pentru că altfel, să nu ne ducem acum să îi omorâm pe aia care iau apă gratis, că pe urmă nu e vina lor. Ei sunt beneficiari unui sistem corupt, bolnav și sper că nu neapărat și interesat în zona financiară acolo. Acolo nu e vorba de zona financiară, e vorba de voturi. Este voturi. E vorba de voturi. Este tot, este vorba de voturi. Mita electorală este mai gravă decât oricare alt gen de mită. În campanie. Dacă cineva are curiozitatea să ia discursurile primarilor din zonă, sau mă rog, apă gratis. Bun, au fost mulți care au avut în discurs, dar nu au și reușit. Și la Piatra Neamț a fost... Am avut un caz celebru. Discursul apa gratis, în fine. Da. M-am ținut la comentarii. Nu, deci de ce... De ce? Da, da. Asta este rolul unui... Credule au fost câte persoane au votat crezând că așa ceva este posibil. De asta spun eu că rolul unui ziar care se respectă este să se ducă la fața locului, să vadă și să semnaleze. Mai mult de atâta noi nu putem face. Și mai ales într-o zonă cum este județul Neamț, un ziar pe hârtie este o șansă pentru cei care nu au acces la tehnologie, pentru cei care sunt obișnuiți, care au nostalgiile ziarului pe hârtie. Adică eu consider că acest ziar trebuie să devină un ONG pentru care... Am înțeles, gata. Aici deci, am vrut să ajung pe final. Deci o să facem un ONG. O să facem ziarului pe hârtie. Mesajul. Și facem proiecte la Consiliul Județean ca să ducem ziarul la țară unde nu sunt... Nu știu dacă vă calificați, pentru că la Consiliul Județean sunt proiecte educaționale, culturale, de o înaltă ținută. Nu știu dacă sunteți eligibil să faceți față la cerințele. În mod sigur, Consiliul Județean. În mod sigur, nu și nici la Primăria Piatra Neamț, unde chiar dacă ținuta este cam pe acolo ca la Consiliul Județean, selecția nu cred că diferă foarte... Nu diferea foarte mult. Acum să vedem ce va fi de acum încolo. Să vedem ce va fi de acum încolo. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc ca de obicei. Și să ne vedem cu bine. Și promis să nu vin și mâine. Reiterez invitația cuiva de la primărie să vină mâine în emisiune. Noi o să le păstrăm un loc aici. Să vină să discutăm despre una din problemele pe care o doresc dânsi. Aleg ei tema, pot să o aleagă și în timpul emisiunii. Bine, dumneavoastră ați promis că veți lansa câteva teme. Pentru că așa nu poate să vină... Ba da, de exemplu, o temă foarte frumoasă este Muntele Cozna. Dealul Cozna. La unii munte, la alții deal. La nivel de strategie, la nivel de ce se întâmplă cu Perla Invest, la ce nivel vă doriți? Eu, de exemplu, aș fi foarte pentru fericit... Pentru că după aia o să ne spuneți că n-a venit nimeni de la Departamentul Economic. Deci, eu aș fi foarte fericit să aflu care este în acest moment stadiul de implementare al proiectelor în derulare pe Dealul Cozna. În timp ce dânsii vorbesc, eu derulez pe ecran proiectele din campania electorală cu Dealul Cozna. Și poate oamenii aleg și ei ceva din toate chestiile astea și înțeleg ceva. După aceea m-aș fi bucurat foarte mult să vină cineva să discute despre viitorul sportului de masă la Piatra Neamț. Da, deja au avut loc 3 întâlniri în sensul ăsta. De masă. Da, da, de masă. Vorbim despre sportul. Și nu mă refer la tenis de masă. Mă refer sau la țintar. Parcă nu înțeleg, dar nu mă ajută privirea. Da. Deci, adică lucrurile astea, care poate nu generează așa o emulație, dar au
importanță pentru viitor. Între preocupările primăriei, dovadă este că au fost 3 întâlniri de consultări cu toate cluburile, cu asociațiile sportive, pentru că, repet, și aici vedeți, ajungem la ONG-uri. Fără ONG-uri, niciodată statul nu va fi capabil să ducă la capăt probleme gen activitatea sportivă și mai ales sportul de masă, sportul de performanță. De exemplu, eu îmi doresc foarte, foarte mult un bazin olimpic la Piatra Neamț. Pentru că un bazin olimpic, dincolo de faptul că avem peste 1300, până la 1400 de copii care practică notul, nu notul de performanță, putem crea performanță. Așa este. Și eu îmi doresc aceleași lucruri. Îmi doresc să văd proiecte coerente, să trecem de la epoca proiectelor proaste moștenite la epoca proiectelor bune. Acele proiecte proaste moștenite grevează perspectivele actuale. Deci finanțările, înțeleg așa. Bugetul primăriei sunt aproape de zero. Înțeleg așa, ca să terminăm apoteotic. Tot sperăm ca fondurile europene să se miște cât mai repede, mai ales programul de reziliență, care să aducă fondurile necesare pentru finanțare. Eu sper să se găsească până la urmă inteligența și dorința, și dorința de a face bine în acest oraș, nu de a face lucruri interesat. Dorința și puterința. Și puterința. Vă mulțumesc pentru participare încă o dată, vă doresc cele bune. O să facem o asociație non-guvernamentală ca să putem merge înainte. Era nu mai țin minte, cred că un poet american, îl citam într-un material, care spunea cam așa, vorbind despre cultură în America, că la noi când e vorba de cultură, te apucă durerea de cap. În Neamț, când e vorba de proiecte de finanțare nerambursabilă pe zona primărie, Consiliul Județean, te apucă durerea de cap și de burtă. Dar, până la urmă, ne primim cu speranță în viitor. Sunt câteva proverbe latine traduse aiurea în românește. Nu pot să vi le spun la televizor, că iarăși o să spună cineva că vorbesc bălării. Vă doresc cele bune. Este joi, este ziua în care doctorul Liviu Arbuz vine la emisiune, este ziua în care apare Mesagerul de Neamț. Și este ziua dinainte de vineri, când mâine va fi o mare sărbătoare, Sfântul Gheorghe, pregătiți-vă să petreceți. În weekend nu știu dacă o să puteți, pentru că, nu-i așa, weekendul este al familiei. Cele bune!